Gazmetan întâlnește duminică în deplasare Club Sportiv Phoenix Galați, iar tehnicianul Mihai Popa speră la un joc fără oscilații al echipei sale și implicit la prima victorie din 2016. Albnegri ocupă în continuare ultima poziție în clasamentul Ligii Naționale de Basket, iar un eventual insucces ar complica și mai mult calculele salvării de la retrogradare. Da, o să fie un meci foarte greu, dar noi ne-am pregătit și o să mergem să dăm totul pentru a câștiga acest meci. Este un meci foarte important pentru noi și vrem să aducem victoria de la Galați. De ce crezi că aveți nevoie pentru primul succes din 2016? Nu știu, părerea mea de un joc fără prea multe oscilații și un spirit de echipă ridicat, un spirit de echipă care să ne poată ajuta să fiecare jucător care o să intre pe teren să dea totul pentru a câștiga acest meci. Toți jucătorii sunt apți, vom fi și pregătiți și fizic și psihic. Gazmetan va întâlni Club Sportiv Phoenix Galați duminică seara de la ora 19:30. Partida nu va fi televizată.